Tema asta chiar e grea. Dar cred că mă descurc. Frate, sunt mândră de asta! Punguța asta ar trebui să o mențină în siguranță. Nu intra pe aici! Și în ghiozdan se duce! Abia aștept să o predau pe minunăția asta! Ah, opera mea de artă! Vai! Uită-te pe unde mergi, dragă! O, Doamne! Foaia mea! Ia uite ce înduitură monstruoasă! Uite, plânge! Îți vine să crezi cine plânge așa? Bună, dragă! Asta ar trebui să te ajute! Mersi! Stai! Ce să fac cu asta? Știu! Folosește o placă de păr ca să îndrepți cutele! Vezi? Problemă rezolvată! Super șmecher! Nina? M-am întârziat? Ora asta n-ar trebui să fie deloc stresantă! Ah! Îmi place matematica! Poftim? Nu știam că avem un test astăzi! Nici măcar n-am învățat! Oare profesoara va observa asta? Ah! Nu se uită la mine, nu-i așa? Ce face Jennifer acolo? Domnișoară, sper că acela nu este un manual! E clar, n-a funcționat! Poate pot să arunc un ochi pe testul lui Kate! Nu ești deloc subtilă, Jennifer! Jennifer! Doamna, doar mă întindeam! Ce fac acum? Jennifer! M-am săturat de prostiile tale! Of, nu pot să pic testul ăsta! Hei! Inelul meu! Aveam răspunsul fix în fața ochilor! Ai la îndemână niște hârtie milimetrică? Ia o foarfecă și taie câteva pătrățele din ea! Capsează-le împreună pentru a crea o cărticică! Apoi scrie în ea răspunsurile! Scrisul e minuscul, dar lizibil! După ce ai umplut-o cu răspunsurile, lipește-i vârful de inelul tău! După ce s-a uscat, ești gata de treabă! Ah, încep să simt puterea! Cine știa că matematica poate fi atât de ușoară? Și profesoara nici nu va observa! Comportă-te normal, Jennifer! Jennifer, sunt cu ochii pe tine! Atunci s-ar putea să aveți nevoie de ochelari noi! Unde e cartea aia? Chestia asta nu poate fi așa rea! M-am plictisit deja! Cine ar putea fi? Alo? Ai terminat deja cartea? Nici eu! Aș face orice altceva! Cum ar fi să văd un film? Oh, vine partea tare! Mori, robotule, mori! Haide! Încă două puncte! Frate, cât e ceasul? Ce? Cum de-i aproape 8? Pixul ăsta nou e grozav! Am reușit? Hei, am pierdut multe? Deci știu că toți sunteți curioși de nucleu! Nu știu dacă pot sta trează pentru asta! Nina? Nina? Am zis Nina! Trezirea! Alo! Of, e groaznic! Trebuie să par trează, nu? Ochii deschiși mă vor salva! Ca să faci o pereche, întâi ai nevoie de un selfie! Eh, doar ochii! Par trează deja? Dar dacă adaugi sulf în amestec? Noapte bună! Are cineva întrebări? Opa! Prieteni, avem un adormit! Poate că are nevoie de o trezire! Vin acolo! Oh, nu! Ah, Nina? Încerci să dormi, nițel? Ai ales ora greșită pentru asta? Alo? Pământul către Nina? Ce? Eh, bună dimineața! Ce bine că n-am fost eu!
Wow, ce greu a fost al cincilea kilometru! Și căldura asta nu mă ajută absolut deloc. Of, ce mă dor picioarele! Ah! Nu am energia necesară pentru asta! Ce strâns mi-am legat și returile astea! Of, nu pot să desfac nodul ăsta idiot! Ok, încep să mă enervez rău de tot! Ah, ieși odată! Ah, hai odată! N-am nicio șansă! O să rămân încălțată! Ah, baia asta e fix ce-mi trebuia! Jennifer? Ce înseamnă asta? Ce putem să fac? Jennifer, e jignitor! Hei, de ce nu folosești clama de păr? Acest truc te ajută să-ți desfaci nodurile de fiecare dată! Ia o clamă și bagă-o prin nodul strâns bine! Bagă o a doua clamă în sens invers! Apoi ține de amândouă și trage! Vezi? Merge de fiecare dată! Știi că te poți descălța acum, nu? Ah! Orele nu au mai fost niciodată la fel de când avem toți smartphone-uri, întreabă-i pe profesori. Da, e timpul pentru cutia cu telefoane. Trebuie să-l ascund pe asta. Fetelor, învățați ceva? Uf, aproape am câștigat. Urăsc locul ăsta. De parcă aș vrea să citesc despre fotosinteză. Dacă vrei să-ți folosești telefonul, trebuie să fii super șiret. Răspunsul era mereu aici. Pune-ți telefonul cu fața în jos și folosește lipiciul cald ca să trasezi o linie. Continuă până jos. Apoi lipește un creion colorat. Perfect! Acum fă la fel cu mai multe. Arată mișto, nu? Când îmi mai fac selfie-uri, nu o să mă mai dau de gol. Doar îmi foloseam creionele colorate. Ce fraier! Trucul ăsta e genial! Ce somn bun! E timpul să mă spăl pe dinți, că respirația de dimineață e scârboasă. La naiba! Am scăpat capacul tubului de pastă. Of, unde s-a dus? E prea devreme pentru asta. Acum trebuie să stau pe podea ca să caut capacul ăsta idiot. Unde e? Unde s-a dus? O să mă întind acolo să văd dacă pot să-l scot. L-am luat! Stai! Ruș? Scârbos! Maracas? Ținea cineva un concert? Un întreg mixer de mână? Nici nu vreau să știu de ce era acolo. Chirar, capacul nu-i! Of, acum mâinile-mi sunt murdare că am umblat pe acolo. Da, murdare și plină de praf. Să le spăl. Cu săpun, ca să-mi curăț bine mâinile. Stai puțin, cred că mi-a venit o idee. Am nevoie de tubul de pastă de dinți, evident. Și mai trebuie și un cuțit. E timpul să tăiem tubul. O să tai vârful tubului de pastă de dinți. O să-l arunc pentru că nu-mi trebuie. În loc, o să folosesc pompița de săpun. Intră perfect, la fix. Acum tubul meu de pastă are și el o pompiță. Cu ea nu o să mai fac griji că pierd iar capacul. Face și o linie perfectă de pastă de dinți. Wow! Asta chiar a fost super utilă! O, am câteva fire rebele! Asta o să le rezolve! Poftim? Testul la fizică e azi? Of, cum am putut să uit? Poate pot să învăț acum rapid câte ceva? Manualul ăsta n-a mai văzut lumina zilei de ceva timp? Cât praf s-a adunat pe el! Căh! N-o să-mi amintesc nimic din chestiile astea. Clar o să pic testul. Vai de mine! Putea ca ziua asta să meargă și mai prost? Of! Ia stai așa! Pot să scriu pe propria piele, nu-i așa? Tocmai mi-a venit o idee genială! Pot să-mi scriu răspunsurile pe genunchi! O să fie cea mai tare copiuță din istorie!
Nu trebuie să mai învăț niciodată formule pe de rost. Felicitări pentru utilizarea spațiului propriu, Madison. Și ca să fiu sigură că nu se șterge, dau cu fixativ de păr pe deasupra. Tare! Niciodată nu m-am simțit atât de pregătită. E crima perfectă. Și când profa nu se uită, aruncă o privire la genunchi. Asta? Ah, Jennifer și iubirea e pentru muzică proastă. Ar trebui să auzi ritmul de la partea asta. Și guma asta e grozavă. Timpul pentru baloane. Oh, nu, ce s-a întâmplat? Guma este în părul Avei. Ce mă fac? Ok, poate că merge să o trag ușor fără să-și dea seama. Se uită, poate că plouă. Oh, nu, se scarpină în cap. Poate să atingă guma. Slavă Domnului, nu a găsit-o. Piu, a fost cât pe ce? Ok, e timpul să încerc iar să iau guma din păr. Trebuie să fie o cale mai bună. Stai, stai! Băutura asta chiar poate fi soluția. Îmi pun cuburi de gheață în băutură ca să țin rece. Salut, cub special de gheață! O să-i salvez părul prietenei mele. O să pun cu grijă gheața asta pe gumă. Perfect! Acum guma e suficient de rece ca să o trag fără să se lipească. Ah, slavă Domnului că i-am luat-o din păr și n-a observat. Și acum mi-am luat și guma înapoi. Eh, sau mai bine nu. O las aici deocamdată. Ava n-a observat nimic. Sunt un fel de ninja care scoate gumele. Popitul unicorn. Oh, ultimul care termină e un fraier. Am câștigat! Da, am câștigat! Na, 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 na. Ești pregătită? Te rog, m-am născut pregătită. N-ar trebui să fie o problemă. Trebuie să câștig, mai repede. Hai, haide! O să câștig cu ușurință, pregătește-te să pierzi. Ha, da, sigur, aproape am terminat. Adevărata artă vine? Nu mai contează. Trebuie să continui. Creioanele mele, nu le mai pot folosi pe astea. Astea s-au terminat. Nu mai trebuie astea. Ce face? Ultima zonă. Haide, trebuie să o fac și pe asta și am câștigat. Îmi trebuie mai multe creioane. El ce face? Încet, dar sigur, asta e cheia succesului. Nu pot să-l las să câștige. Dar nu mai am creioane. Stai, ea nu mai are deloc creioane. O să regret treaba asta. Ia să văd. Trebuie să pot face ceva. Hopa, am o idee grozavă. Paiul ăsta s-ar putea să fie util. Ia un pai de băut și bagă cetul de creion în el. Fă la fel și în celălalt capăt. Acum ai un creion pe care îl poți folosi la scris și desenat. Nu pot să câștig așa de ușor. Hei, astea sunt pentru tine. Creioane? Adică pot să-mi termin desenul? Mersi! Nicio problemă! Stai! Începem la 3, 2, 1, start! Ce bine că e o băutură chiar aici! Ah, mai erau doar câteva picături. Tot mi-e sete. Ce e frigider? Da! Mai era o grămadă de suc acolo! E timpul să o desfacem și să ascultăm fâsâitul dulce. Oh, nu! Explodează! Nu pot opri sucul! Ajunge peste tot! Wow! N-am mai făcut un duș cu suc până acum! Carbonatarea e așa frumoasă! Sunt learcă! Și lipicioasă! De ce mi-ai făcut asta, sucule? Voiam doar o băutură! Jennifer, ce s-a întâmplat? Sucul a explodat pe mine și acum o să fie fără bule și scârbos! Ah, ar fi trebuit să te vezi! Nu te teme, te voi ajuta! Sau, cel puțin, o să te ajut cu sucul neacidulat! Scoate tot aerul din sticlă! Apoi pune capacul la loc! Pasul următor este să o pui înapoi în frigider! Așa, în siguranță! Și acum trebuie să așteptăm nițel! 1, 2, 3, 4, 5, gata! E timpul să scoatem iar sucul! După ce desfacem dopul, va fi din nou acidulat! Wow! Nu pot să cred că a mers! Uite ce de bule! În sfârșit îmi potolesc setea!
Ce bun e! Și nu e deloc neacidulat? Prinde-l! Glumeam! Ce interesant! A, bună! Ia uite ce am eu! O cățelușă! Wow! Poți să o mângâi? Sigur! O cheamă Fufoșica! E numele perfect! Nu-i așa că ești cea mai drăgălașă? Chiar e! Bună, prieteni! Bună! Sunt așa frumoasă! Ce? Dă-te! Nu! Mă rog, o să te plătesc ca să facem schimb de locuri! Nu, nu pot fi cumpărată! Ok! Oh, o cățelușă drăgălașă! Nu-i corect! Cine se crede? Sunt așa nervoasă! Chiar m-am răzbunat pe ciocolata asta! Vrei să o ții tu? Normal! Da, știu cum să mă răzbun pe ea! Încetişor! O să tai vârful ambalajului ciocolatei! Acum o să storc ciocolata pe caietul ei! Așa! E o cățelușă minunată! Vai, cățelul ăla-i croasnic! Ce scârbos! Am mers! O să scap de asta! M-am întors! Bună, Pufoșica! Ce fetiță cu minte! Oricum îi spui, exhală același scump parfum! În regulă, da, trebuie să desenăm flori! Oh, nu! Mi s-au întărit culorile! La naiba! Ce mă fac acum? Am nevoie de culori noi! Ia să vedem, cu ce culoare să încep? Roz, evident! Nu, nu o pot împrumuta! Am nevoie de ea! Te rog! Culorile mele s-au întărit complet! Am spus nu! Trebuie să găsești singur o soluție! Așa, cum vreau să-mi desenez trandafirul? Vreau să fie frumos! Ok, da, cred că o să iasă perfect! Oh, nu-mi vine să cred că nu vrea să-mi dea și mie cariocile ei! Ce rea e! M-am enervat îngrozitor! Trebuie să respir! Wow, m-a cam luat amețeala! Ce-a pățit punga mea? Super, am murdărit-o de culoare. Pus-o scuturi de vopsea. Așa. Ahem, ce n-ai? Aplică vopseaua doar pe foaie, te rog. Folosește punga pentru a aplica culoarea. Ok, m-am prins. O să apăs punga așa cum mi-a spus. Am făcut unul. Să mai fac unul aici? Nu cred! E extraordinar! N-aș fi crezut! Ia să vedem! Ce-aș mai putea face? Știu! Unde pleacă? Ah, nu contează, poate face ce vrea! O să împrumut asta! Bac! Da, ok, am luat pensula! Acum pot să-mi termin pictura! Nu pot desena trandafiri fără a le face și niște frunze drăguțe! A expirat timpul! Arătați-mi, vă rog, ce trandafiri ați făcut! Ok, sunt gata! Eu am desenat asta! Nu e așa că e frumos foc? Păi, frumusețea e în ochii privitorului, dar nu, nu e! În schimb, trandafirul ei e frumos! Arată extraordinar! Da, și de aceea a câștigat runda asta! Da! Am mai câștigat o rundă? Nu vine să cred! Oh, bomboane, preferatele mele! Uite! Da, felicitări! Frumos în timpul testului și puteți începe! Ok, știu tot! Eu nu știu nimic! Poate că merge să mimez un infart? Nu, e stupid! Chris? Fără vorbit? Ah, scuze, domnișoară! Hei, Madison! Ce e? Îți dau ciocolățica asta pentru un pic de ajutor! Știi că ador dulciurile! Ok! Poftim! Grozav! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Răspunsurile! Asta căutai? Da, aia căutam! Hei, dacă vrei pe asta, dăm răspunsurile! Te-am ajutat deja! Ești așa de enervant! Vine! Serios? Locul lui e în gunoi! Ea a fost! Ba nu! Ba da! Nu, nu! Ce mincinos! Parcă predau unor legume! Vreau doar să-mi citesc cartea! Hai să încercăm iar! Hei, hei! Ce mai acum? Vezi ciocolățica asta? Dar pe asta? Da, ne-am înțeles! Cum să facem? Aha, știu! Mă descurc eu! Deschide caietul și pune o bandă de scotch pe marginea foii. Repetă treaba asta pe toată pagina. Acum ia un burete și taie-l în bucățele mici. Lipește o bucată de un marker. Acum ai o radieră la îndemână ca să ștergi tot ce scrii. Nu o să știe nimeni. Hei, vrei răspunsurile? Privește!
Ce faci? Stai așa, poftim! Grozav, mersi! Nu aș fi dat răspunsul ăla! Ce se întâmplă acolo? Ah, nimic, domnișoară! Vedeți? Probabil că am vedenii! Era cât pe ce! Hei, dă-mi batoanele de ciocolată! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Ce naiba face acum? Nu înțeleg deloc! Ce face cu prosoapele astea? Bună! Da, tot aici suntem! Ai uitat de noi? Da, bine! Poftim! Faceți un flamingo! Ah, un flamingo! Ok, o să fie distractiv! O să folosesc metoda mea preferată! O să-mi conturez palma! Ok, bun! Acum o să învârt foaia! Pasărea asta are sigur nevoie de cap și de un cioc mare! Ok, am desenat ochiul! Acum o să fac aripile! Și să nu uit de picioarele lungi, apoi o să-l colorez! Dacă fac un flamingo, atunci am nevoie de roz! O să fie drăguț foc când termin, sunt sigură! Îl colorez în continuare! Îl colorez în continuare! Mai am puțin și e gata! Ia să vedem! Trebuie să mă asigur că aleg scara corectă! Ah, o să mă las dusă de val! Te-ai prins? Ok, arată cam așa, cred! Ok, sigur, e un flamingo, să zicem! Fiu, chiar aveam nevoie de o baie răcuritoare! Ce-ați desenat? Câh, ce-i ăla? Un pui ciudat? Da, scuze, sunt de acord cu ea! Dar desenul tău arată foarte bine! Ai câștigat runda asta, felicitări! Da, am câștigat o provocare de una singură! Hai, nu fi supărată! O să împart premiul cu tine, poftim! Mersi! Chiar mă ajută să mă simt mai bine! Da? O inimioară! E atât de drăguță! Hai să vedem cine învârte roata! Sunt grozav la războiul degetelor mari! Da! Am câștigat! Am fost atât de aproape! Te rog să nu fie ceva nasol! Fără foaie? Dar cum aș putea să desenez atunci? Se pare că trebuie să găsești o metodă! Privește! O să încep prin a desena o linie pe mijloc! Și încă una. Apoi niște linii deasupra și dedesubt. Și acum marginile inimii. Creionul face un contur perfect pentru momentul în care vom folosi tuș. Când e gata forma de bază, folosește o radieră ca să ștergi contururile de pe margini. Apoi ia o carioca și urmărește conturul. Se creează un efect 3D grozav. Acum să adăugăm și niște culoare. Nu uita să respecti conturul. După ce ai terminat, fă și niște umbre în interior. Un creion obișnuit e bun pentru asta. Fă-le oriunde crezi tu că ar fi o umbră sau unde crezi că lumina ar fi diferită. E o metodă diferită de a desena o inimioară, dar arată impresionant. Gata! Ce zici? Wow! Adică e ok! Și-aș putea folosi? Știu! Mâinile mele! E cam banal! Trebuie să pot face ceva! Știu! O inimioară micuță! Ha? Ce zici de asta? E o inimă? Ba nu e! Scuze! Ok, acum ce zici? Las-o baltă! Știu că pot să o fac! Haideți, degetelor, nu mă dezamăgiți! Cred că știu ce să fac! Îmi trebuie o carioca roșie! Pune un deget peste celălalt, apoi desenează o inimioară! Apoi folosește carioca roșie ca să o colorezi! Nu-i așa de rea? Îmi place! Sau mai bine zis, o iubesc! Dar n-am terminat! Hai să facem și o față veselă! Și ne mai trebuie încă una pentru o iubire adevărată! Cât de romantic! Uite! Serios? Vai, cât de drăguț! Stai așa, am și eu o idee! Să nu-l strici! O să fie grozav! Gata, se îmbrățișează! Cred că o să plâng! Cât de drăgălaș! Preferatul meu, da, da! A,
Ah, corect, provocarea. Păi, desenați-l pe domnul Motan. Ok, îmi place să desenez pisici. Îmi plac pisicile în general. O să iasă super! Ce faci acolo? Scrie cuvântul pisică? Poftim? Incredibil! O să câștig clar runda asta. Ok, o să-mi pun la treabă talentul la desenat pisici. O să încep prin a desena un cerc. Pisicile pot fi mai rotunde. Mai ales dacă motanul ăsta e gras. Ce să fac mai departe? Acum o să-mi transform cuvântul în ceva și mai bun. O să încep prin a-i desena fața. Să nu-i demustăți. Ok, capul e gata. O să-i trasez spatele și coada dintr-o singură linie. Ce drăguț e! Wow, bravo! Ia să vă văd pisicile! Voila, ăsta e motanul meu. Și ăsta e al meu. M-am luat cu altele. Păi nu poți câștiga nimic dacă nu termin desenul, deci e clar cine e câștigătoarea. Wow, am reușit! Eu și motanul meu am câștigat încă o rundă. Da, biscuiți! Îmi plac mult biscuiții! Ok, la ultima provocare, desenați un fluture! Ok, sigur pot face un fluture, sunt sigură! Sau poate că nu? Stai, nu! Mi-a venit o idee bună! Sigur o să-mi iasă? Asta iese când te joci cu o rolă de scoci! Rimează! Ok, e ce trebuie! Acum o să mai fac un cerc aici! Nu e așa greu să trasez conturul, dar tot nu vreau să greșesc! Așa! Ce faci acolo? Oh, m-am prins! Ce idee bună! În timp ce ea face asta, am să conturez și eu ceva. Am aici poza asta simpatică cu fluturele pe care vrea să-l desenăm. O să pun foaia asta de hârtie peste tabletă și pot copia poza fix așa. Aripile sunt gata. Acum o să fac corpul și capul. Ah, și antenele? Acum o să colorez aripile ca să arate absolut superb. Rozul și galbenul merg foarte bine împreună. Îmi place mult! Wow, cum ai făcut asta? Opriți-vă! Trebuie să-mi arătați desenele voastre. Ok, păi eu am făcut o omidă. Oh, dar ea chiar a desenat un fluture? Bravo! Da, dar uite, omida mea s-a transformat în fluture. Oh, sunt impresionată! Ați câștigat amândouă! Da, ce mă bucur când câștigăm amândouă! E genial! Uite, acum am primit gumă de mestecat și nu trebuie să împărțim. Super, am câștigat! Ce culoare să folosesc? Albastru sau verde? Uită-te la ea! Te iubesc! Ne vedem mai târziu în visele mele! Wow! Un melc! Super! Cine învârte roata? Am câștigat! Oh, eram sigură că o să câștig! Haide! Fără mâini? Iar? Cred că pot să fac! Încep! Poate merge să o ajut! Gata! Hei, o faci greșit! Dar cum? În fine, o să încerc. Închide ochii. De ce te porți dubios? Fie. Noroc că am masca asta de dormit. Cum arăt? Perfect! E mai greu decât pare? Ești uimitoare! Adică te descurci uimitor! Ar trebui să o sărut. Stai, să nu uiți de asta! Faci mișto de mine? Am dat 100 de lei pe el? Ce prostie! Deși trebuie să fiu rapid. Dispari! Cui trebuie flori scumpe când ai un marker? Creează-ți propria floare. E mult mai romantic așa. Codița și e gata. Sper să-i placă. Habar n-am ce-am desenat. Chiar e reușit! Adică e un melc! Am desenat și eu ceva. Pentru mine? Ești mult mai frumoasă decât orice trandafir. Mă faci să mă rușinez, dar e atât de romantic!